În acest weekend, orașul Sânicolau Mare a fost gazda unui eveniment cultural și sportiv. Lansarea cărții, intitulată Voința sănicolau Mare, povestea merge mai departe. Cartea scrisă de Flavius Buda reprezintă a patra lucrare dedicată istoriei și evoluției sportului în acest oraș. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă plină de entuziasm, reprezentând un moment important pentru comunitatea locală. Finanțarea cărții a fost asigurată de primăria orașului Sânicolau Mare, subliniând astfel angajamentul autorităților locale față de promovarea culturii și a sportului în regiune. Și cum scrie pe carte, povestea să meargă mai departe. Așa că n-a fost ușor, dar am reușit în în aproape 150 de pagini, tot ce am putut găsi, fotografii și un afiș deosebit cu Neasil, de aici capitanul voinței, de la meci cu Cenaz, zicea că uh, Cenadu sfidează liderul. Cred că i-ați bătut, nu, s-a fost problemă. Nu, pus probleme, nu, nu Adică da. <laughs> da. Deci am căutat să, pare. să cuprindă cam tot ce am putut găsi și tot ce important. Printre invitații de onoare s-a numărat Flavius Sitaru, city managerul orașului și președintele clubului sportiv Unirea S. Nicolau Mare. Prezența sa a fost un semn al sprijinului constant pe care autoritățile îl acordă inițiativelor ce valorifică și promovează patrimoniul cultural și sportiv al orașului. Flavius Buda, autorul lucrării, este cunoscut pentru dedicarea sa în documentarea și prezentarea istoriei sportive a orașului Sănicolau Mare. Cartea Voința Sănicolau Mare Povestea merge mai departe aduce în fața cititorilor statistici și momente din istoria echipei Voința Sănicolau Mare.